profilona e poi viene scritto online. Tema per classe A 15. E poi che era? Ia să vedem să văd că Davide aici are un test. Davide, vrei să facem din testul ăsta? Care l-ai dat aici? Ăsta e testul care l-ai dat azi? Da, de temă. A, de temă. Nu, că testul e acolo la urmă. Ăsta e testul? Vrei să lucrăm ceva aici la lucrat? Păi eu mă bag la Olimpia din vedea dacă nu vreți. Da, păi discutăm și problemele cu mușel, așa. Da. Bine. Haideți să facem așa. Da, X1, X2, dacă X500. X1, X2, X500. Sunt numere naturale nedivizibile cu 5. Este numere naturale. XI, adică toată parte de aici, nu se divide la 5. Arătați că numărul N mare egal cu... Arătați că N mare egal cu... 2X1 la 4. 2X1 la 4. Plus 4X2 la 4. Plus 6X3 la 4. Nu și așa mai departe. Plus 1000X500 la 4. 1500. 1000X500. 1000X500. 1000. Așa. X500 la 4. La 4. Se divide cu 5. Se divide cu 5. Vedeți, uitați-vă o sumă de chestii de X1 de 2. Adică de 2 ori 2 care de 4 ori 2 ori 2. De 2 de 6. 2 ori 500 de 1000. Stai, că noi n-am dădus în problemă. Da, pe prima dată am observat. Deci tu ai observat un lucru, anume ce ai observat că... Adică că X e X1, X2, dar e 2X1, adică 1 ori 2, 2 1 ori 2 care de 2, 2 ori 2 care de 4, 2 ori 4. Care e 1 ori 2? Uitați, adică X1. X indice 1. X indice 1 e un număr, primul număr de aici. Un număr. Al doilea trebuie un număr de 4. Indicele păi, și cu 2, un modic cu 2 indice, iar când dă nu face față. X1, X2 sunt alcătirea gândășirii. Prin X1 eu înțeleg un număr, X2 e alt număr. Toate acestea, din cele 500, toate, atenție, fiecare în parte luat, nu se divide la 5. Nu se împarte. Deci nu se împarte niciunul din ele. Nu se poate la aici. Asta e altă treabă. De peste tot se poate scoate 2 în factor comun. Că e 2, 4, 6... 1000. Deci, numărul meu, o primă inițiativă este că nu poate fi scris așa. 2 pe lângă. X1 la a 4 plus, da, vedeți, 2. 2. 2 la 4 plus 4x. Nu 4, nu 4. 2. 3. 3. Că zi 2 în 2. Uite. 6. A, da, 3. 3x3 la 4. Nu așa mai departe. Da. Puncte. 500. 3. Da. 500. Nu, uite, da, 500 ori. La X500. Indice 500 la puterea 4. 4. Ăla de sus. N-aș putea să scriu X la 1 plus X indice 1 plus 2 X indice 2 totul la 4. Totul? Așa. Numere? Sunt 500 de numere? Nu, nu e bine. Sunt 500 de numere, da? Nu se poate, nu se poate așa. Știi mai bine, da? Am mai împățit-o noi. Dar stați puțin. Dacă sunt 500 de numere, dacă am face o sumă gaută, am știe elemente, și am face o sumă gaută, ar fi 500 oriceva. Dar nu știu dacă e sumă gaută. Că nu totdeauna poți să adun numerele, decât dacă sunt într-o legătură. Nu, adică să fii din 3 în 3, din 4 în 4, din 5 în 1. Păi, dar, de exemplu, dacă luăm de X1, da. Următorul
este 2x, adică 2. Noi putem să ne apucăm de problemă fără să înțelegem problema? Ce să vedem? Ce propuneți să rezolvăm? Eu n-am înțeles nimic. Păi atunci hai să citim problema. Nu asta. Acum. Ce înseamnă că nu sunt divizibile la 5? Adică nu se poate divide exact la 5. Adică? Nu se poate împărți la 5. Adică? Nu au divizorii multipli sau 5. Adică ultima cifră nu este 0 sau 5. Asta e important, că țin cont de asta. Deci ultima cifră a fiecărui număr bat în parte, nu este. Niciodată nu este 0 sau 5. Iar după ce facem calculul ăsta, ca să se împartă la 5, înseamnă că după sumare, ultima cifră este... Noi acum ar trebui să credem că aceste numere, acest număr se împarte la 5. Acest e mare, da? Da, ne încăpățăm să spunem că se împarte la 5. Da, dar să vedem cu ce argumente. Asta chiar ne cere. Dar ne cere să arătăm de 4 la 5. Dacă nu se poate la 5. A? Dacă te duci pe ideea că nu se împarte la 5, ar însemna că după calculul făcut, nu este 0 sau 5. De care x îl scoate factor? X la 1. Păi nu este același x. Odată e un număr, x2 e alt număr, x3 e alt număr, la 4 și n-ai ce face, nu poți să scoți. 2 am fost de acord cu tine, am scos să fac un comun. Nu degeaba sunt 500 de numere. Și iată că merită să vedem de ce nu putem fructifica, de ce la a patra, care a fost șmecheria autorului, ce a înțeles el din toată asta. Deci începem... Din cât 4 la cât? Care sunt numerici pe care 2 la 4? Păi acolo de ce nu dat x? Păi, nu știu dacă ar vreo legătură, dar 2x scrie ce 2. Nu s-ar putea simplifica. Care? 2 și cu indicele 2. 2 și cu indicele 2, nu. Prin x2 înțeleg al doilea din cât. Păi pe x2 cum putea să scriem ca x1 plus 1? Nu e legătură, nu-s consecutivă. El este așa. 7, 23, ai înțeles? 7, 23, 29 și așa mai departe. Zi? Oare? Orice număr la 4, dacă este par, eu nu cred că 3 la 4 gunoară. 3 la 4 nu e număr par. Când x este cifră. Am făcut o chestie cu ultima cifră, când x este cifră. Și am luat de la x 1 la 4. Da, dar nu poți să am cifre toate numele astea ce sunt. Nu, când x este cifră, nu înmulțim cu 2 sau cu 3, la primul. Bun. Dar ca să te pot pondera, spun așa, dacă ar fi x-ul cifră, și vorbesc de 500 de numere, imposibil să gândesc așa. A, dar nu la asta mă refeream. Nu mă refeream la 2x și tot așa. Mă refeream cu risul la x. La x, 1 la 4. Păi x poate să fie și... Adică eu am făcut aici ceva și
Deci cifrele ca și cum ar fi pe 4, 6, 1, 6, 5, 6, 1, 6, 1. Mai 2, 6, 3. Deci dacă ultima cifră la cifra unităților te-ai gândit, da? Da. Deci dacă aș avea X1 un număr cu ultima cifră 4. Dacă este X1, da, nu la 4. Deci ultima cifră să fie 4, da? Dar te rog să analizezi că ultima cifră poate să fie repetată sau diferită. Deci nu, numele sunt distincte între ele. 24, 34 sau știu ce. 92. Și așa mai departe. Dar hai să ne strătuim, trebuie să găsim. Vedeți, problema este din nou ca una aici, strânsă, foarte strânsă. Parcă ne este foarte greu să ne apropiem de ea. Dar trebuie să găsim o idee. Ultimele cifre sunt 8, 2, 2, 2, 8, 2, 2, 2, 2. Păi și dacă e 3, la final? Dacă e 3, la final, schimb 2, 8, 3, 8, 5, 5, 3, 8, 3. Deci nu te descurajezi, dar nu, eu încă nu mă pot apropia de ideea ta, dacă asta ți-ar fi de folos pentru că să urmărești 500 de numere. Nu-i treabă, sigur. Hai, Borea, vină, veniți cu o idee, să încercăm ceva. Deci, eu am chisticat aceste de numere. Deci, fac aceste numere și faptul că l-a dat la patra. Nu va putea să nu-i 5. Dar nu, acolo ne dă o 2 pe lângă. Nu e 3 de lângă sau 4. Da, păi și dacă îmi dă 9. Deci, nu poate să se ia 9, 2 oricât să ne ia 9. 2 oricât să se divide la 5, ar trebui să fie de aici 5, nu? Suma 5 sau 0. 5 sau 0. Mă cifră pentru că 2 ori 5 dă 0, dar 2 ori 0 dă tot 0. Da. În sfârșit. Adică se poate termina numai 0 dacă ar fi să divide la 5. Cred că acolo x la 1 la 4. Eu mă refer la asta. Mă refer că e 2 ori paranteza aceea. Spune-mi tu 2 ori ceva care îți dea un modifier. Da, păi trebuie să divide la 5. Deci... Păi da, ca să divide la 10 înseamnă că se va termina în 0. Deci, 0, da? Deci suma asta trebuie să va termina în 0. Da, în 5, nu? Și în 5, că 5 ori 2 face 10. Cu 2. Da. Da. 5 ori 2. 5 ori 2 nu fac 10. E vorba de sumă, fără 2 din partea aia, zice domnul profesor. Mă paranteza aceea poate să fie, să termină 5 și ori 2 fac 10 și se împarte la 5. Da. Dar tot nu este toată în faptul că nu sunt divizibile la 5 numerele acelea. Deci n-am venit de exploatare. Deci dăm asta și de aici am vorbim. Sigur. Da, oare ce înseamnă X1 nu e divizibil la 5? Că nu e din forma 5K plus 1, nu e 5K. Deci faptul că noi multiplu de 5, are restul. 0, 1, 1, 2, 3 sau 4. Exact. Și
cât e 1 și 5 ca plus 1. Deci x1 putem să scriem ca 5 ca plus 1. Deci pe x1. Plecăm cumva. Da, ne apucăm de problemă. Esențial că nu se divide la 5. Am încercat să ne apropiem de problemă fără să stăm cu ochii pe ipoteză. Niciodată nu vom putea face probleme. Suntem, așa cum ai avut testul acela, când ți s-a cerut ca pe 3 pe 4 să, fără să faci împărțirea efectiv, să ai face împărțirea, ai adus la formă echivalentă cu cine ai fi vrut tu. Că tu știi să faci un număr pe 10, 100, 1000, foarte ușor. Poți să duc la L-ai adus la... La zice nu pot. Am prezentat cu 25, e zis 75, supra 100. Da, și va fi 10. Și 75 supra 100 este la îndemână, să știți, știți să facem părțile astea. 0, virgulă, că asta este 0, aici la virgulă, și ajungem în față. 0,75. Deci fără să faci efectiv împărțirea, să ajungi la rezultatul acesta. Dar dacă ți-ar fi dat, mă întorc un pic apropo de tema care am dat, dacă ți s-ar fi dat 1 supra 8, ca să poți... 2 supra 1000. Deci 1 pe 8. Pe 8, deci am plecat cu 125. Fac 125 supra 1000. Și atunci face 0,125. Iată șmecherii de făcut împărțirea fără împărțire. Da, dar hai să ne dăm și înapoi. Ca să spui acolo, îți dăm repede, pui că optica. Nu avem, dragilor, nu avem nicio șansă să ne apucăm de problemă fără să știm ipoteza, fără să o folosim. Faptul că x1 nu se divide la x1 nu se divide la cât? La 5. Înseamnă că x1 se scrie ca fiind egal cu 5k. 5k1, mai să zicem. 5k1 plus restul care se poate să fie. Plus restul, unde restul aparține mulțimii 1, 2, 3 și 4. Deci restul e un număr între 1, 2, 3 și 4. De ce? Păi la împărțirea la 5, restul nu trebuie să fie mai bine decât împărțitorul? Adică restul este 0, 1, 2, 3 și 4. 5 resturi. Păi adică eu împart, se cheamă mai. Uite, hai să luăm un număr. 26. Împărțit la 5. Merge de 5 ori. Și restul este 1. Nu? 20. Da. 20 se parte exact, restul e 0. Da. 23. 23 este egal cu 5 ori 4 plus 3. Dacă luați 34, 34 egal cu 5 ori 6 plus 4. Deci trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Știm bine asta, da? Trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Aici am spus așa. Faptul că x1 nu se divide la 5, înseamnă că x1 este 5k1 plus restul e numai, să zicem noi, unde e 1, e și el un număr între 1, 2, 3 și 4. Un număr de la 1 la 4. x2 nu se divide la 5. Înseamnă că al doilea și el are aceeași poveste. Va fi 5 ori ca 2 plus alt rest. Tot dintre numerele acestea. Unde el 2, tot aici trebuie să se găsească. Între numele 1, 2, 3 și 4. Da? Și în sfârșit, faptul că x indice 500 nu se divide la 5. Înseamnă că și x indice 500 se scrie ca fiind 5 ori ca indice 500 plus un rest
restul indice 500, care și el și acest rest, indice 500, tot din această mulțime. Tot de la 1, 2, 3 și 4. Acum noi avem de construit numărul în mare. Ar trebui să vedem X1 la a 4-a cum va arăta. Mă interesează să văd X1 la a 4-a, X2 la a 4-a, X3 la a 4-a. Ei, X1 la a 4-a. Aș vrea să spuneți X1, atenție, faptul că e 5 ori ca 1, plus restul, care ar fi ultima cifră a lui X1. Poate să fie 6, 7, dacă e 0 aici. Ultima cifră e 1, 2, 3 sau altă. Dacă e 5. Dacă e 5, e 0. O fi? Ca 1. Ca 1 e 5. Pe restul lui număr, e decât 1, 2, 3 sau 4. Ei, da? Și dacă la mulțirea cu 5, la, aici am 0 sau 5, da, ultima cifră, înseamnă că ultima cifră a unităților, cifra unităților lui X1, cifra unităților lui X1, va fi egală cu 1, 2, 3, 4, 1, 2 sau 3 sau 4, când ca 1 este multiplu de forma 2K plus 1. Dacă dă 5 ultima cifră, acolo se duce. Dacă dă 2K plus 1, 5 ori, atunci se duce mai sus un pic, nu? 6, 7, 8 și 9. Deci sunt două variante. Deci, cifra unităților X1 e egală odată cu cine? Cu 1, 2, 3 sau 4. 1, 2, 3 sau 4. Sau este, într-o altă variantă, 6, 7, 8 sau 9. Cifra unităților, da? Iar, în momentul în care fac la a 4-a, nu știu dacă ați interesat aici, mai insist un pic. Deci, cifra unităților lui X1 este așa cât K1 e de forma 2K. 2 este 4. Hai să zicem K1, 4. De ce îmi spune așa? Când e par, ia uitați-vă, 5 ori număr par face ultima cifră 0. Da. Și plus restul, care e 1, 2, 3 sau 4, deci va veni la sfârșit 1, 2, 3 sau 4. Când K-ul este impar, 5 ori 5, 25, deci se termină cu 5, atunci restul se mișcă. 6, 7, 8 și 9, e ultima cifră 5. Deci la K1. Asta pentru situația în care K1 e par și K2 egal impar. Cum asta se întâmplă peste tot, în fiecare din situații, deci asta ar fi cifra ultima cifră din X. Cum ați spus? Oh, da, asta vreau să spun. Nu la X1, la toate. La toate variantele cu X, da? Adică, da, numai că acolo este 2 ceva. Adică toate variantele, acolo o să mulțim cu 2, apoi cu 3. Adică o să fie alte numere, nu știu exact. În cifra unităților va suporta modificări. Da. Pentru la toate, dacă n-ar fi înmulțirea aceea, dar aici... Deci tu spui acum că nici pe aici nu simți tu culoarea foarte bine. Deoarece doar la 1 mergem. Mergem numai la X, nu la 4. Cât? Hai să... Da, zic să... Dacă număr X-ul cu 2X500 e nedivisibil cu 5, ele pot fi de forma 5K plus 1, 5K plus 2, 5K plus 3 sau 5K plus 4.
Exact, așa am spus. De unde X1? XY la 4, da? De unde X la 4? Cu I egal cu 1,500 barat. De la 1 la 500. Așa. Da, imediat. Deci spunem așa. XY, fiecare din XY ăștia, fiecare din XY, sunt de forma 5 KI, am și spus și noi aici. Da. De forma 5 KI plus resturile, el 1, care înseamnă 1, 2, 3 sau 4. Adică 5 K... Dar e ea, 1, 2, 3 și 4, 5 K plus 5 K I plus 1 sau X, I, 5 K I plus 2 sau X, I egal cu 5 K. Descriem-o, copii. 5 K I plus 3 sau X, I, 5 K I plus 4. Unde I ăsta e valabil pentru toate numerele de la 1 la 500. Adică ce am scris și eu aici? X1 egal odată cu 5 K1 plus restul 1, unde... Așa. Deci cele 500 de... Așa. Deci I-ul ăsta, deci de unde X e la 4, este de fapt la 15 plus 1. O secundă, să vedem de ce X1 la 4. Deci de aici înseamnă... XI la 4. Da. Da? XI la 4. Unde I-ul... Este de forma... E forma aia care am scris-o noi acolo. Sigur, dar pentru fiecare. Este de forma 15 plus 1. 5 P plus 1. Plus 1. 5 P. Nu mai e picul ăsta. Plus 1. Și aici se duce sus acolo când am făcut pe 2. Un pic, da. Dar atenție mult aici trebuie să vedem. Deci e din 5 P plus 1. Fiecare din situația acestea zice că e din forma 5 P. Multiplu de 5 pe plus 1. Cum să mă fac eu înțeles la momentul ăsta pentru ei? Sincer și pentru noi. Sau sigur, da. Sunt eu sincer. Bun. Povestea e următoarea. Deci noi trebuie să demonstrăm, fie în cazul ăsta neafărat, fie în cazul celălalt, fie în cazul, în fiecare din variante, să apară multiplul de 5 plus 1. Că face acolo locuiește 2 pe lângă. În loc de X1 pune 5 pe 1 plus 1. Face la fără. Am înțeles, dar aici e povestea. Deci, deci cum să mă duc? X1 de C la 4 e multiplul de 5 plus 1. Asta aș putea explica printr-un... Este mai grea. Mai mult de la 8, da. Deci, am pus la 10, la clasa 10, trebuie să fac asta, dar nu am trebuie să găsesc acum limbajul pentru a vrea un pic pe voi. Și impar. Deci dacă e par, atât îmi rămâne varianta. N-am altă soluție, așa. Uitați-vă. Tocmai m-am dat eu. Da? Mi-a arătat și cu... Da. Vreau să vă... să urmăriți, da, că da, era exact aproape de ieșițiu, dar acum merg și spunem, dacă acest KI impar sau impar? Dacă e parul de... Deci când KI, KI egal par... Da, deci cifrul ăsta termine în 0. Aici va fi 0. 0, 0, 0. Și cifra unități va fi 1, 2, 3, 4. Da, în X, I nu pot fi și 5. Deci când KI impar, atunci X, I, cifra unităților X, I, da? Cifra unităților de X, I, va fi 1, 2, 3, 4. E egal cu 1, 2, 3 și 4, da? Cifra unităților. Da, 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 da. Ei. Dacă ne impar, nu mai dași. Sigur. Da.
dacă cifra unităților este 1, 2, 3 sau 4, când ridic la a 4-a, la a 4-a, eu am nevoie de XI la a 4-a, atunci cifra unităților cu XI la a 4-a va fi, când e 1, 1, va fi 1. Și atunci numărul e din forma 5 ori 10, 5 ori 10 plus 1. Da. Adică motivul de 5. Da, plus 1. Cifra unităților e 1, atunci se împarte la 5. Când cifra unităților e 1, se împarte la 5? Când cifra unităților este 1, atunci, fără 1 acela, se împarte la 5. Fără 1 acela, da. De aceea va fi de tipul 5 pe plus 1. 5 pe plus 1. Aha. Așa, atunci 15 plus 2. Fără 1 acela, se împarte la 5. Se împarte la 5. Așa. Așa, următor este 15 plus 2. Când XI se termină cu 2. Da. 2 la 4 e 16. Cifra unităților lui XI la a 4 va face 2 la 4 e 16. 16. Și 16 înseamnă că pot să scriu ca 5 și undeva plus 1. Multiplul de 5. Da, plus 1. Tot deci cifra unităților fiind la sfârșit fiind 5, 16, 6. Cifra unităților fiind 6. Corect, 6. Înseamnă și multiplul de 5 plus 1. Multiplul de 5 pe plus 1. Când 3 la 4. 3 la 4 e 27 plus 1. Iar multiplul de 5 plus 1. Deci când am 3, când XI, cifra unităților lui XI egal cu cine? Egal cu 3. 3. Da. 3 la 4 e 21, iar. Iar atunci, cifra unităților lui XI la a 4 va face 81. 1 la final. Adică e 1 la final. Și tot plus 1 va fie care care face multiplul. Și 1 să fie 5 pe plus 1. Plus 1. Plus 1, iară. Și de fiecare dată așa. Când 4 la 4. Așa. Când XI. Când cifra unităților lui XI. Iar e 6. Da. Egal cu 4. 4. Atunci, iar e 6. Iar e 6. La 4. Iar e 6. Face 6. Care 5 pe plus 1. 5 pe plus 1. În concluzie. În concluzie. Dacă am înțeles bine, am reușit să arăt. Da. Deci e așa. Nu știam, noi și noi aici aveam aceeași discuții, tocmai, dar simțeam că poate prea de... ne depărtăm. Da, exact. Dar nu ne depărtăm, chiar pe probleme suntem. Da. Cu cifra unităților. Iată, mă întoarc. Faptul că nu se divide la 5, în niciunul din ele, sunt de tipul 5KI plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. De forma asta. Din clipa asta, cifra unităților înseamnă că este 1, 2, 3 sau 4 când e multiplu de 5. Dar dacă ar fi cu 5 la sfârșit, atunci s-ar decala 1, 2, 3 sau 4, s-ar duce în 6, 7, 8 și 9. Și acelea trebuie să canalizate. La fel. Și la fel sunt. La fel sunt. La fel sunt. În final, pot să spun, știți de ce se întâmplă? La fel că dau din 10 înapoi. Exact. Și stă tot 15 plus 1. Dar tot 15 plus 1 la fel. Corect. Ideea este asta. Că din clipa în care spun că niciunul nu se divide la 5, atunci numerele acestea sunt de forma la 4. Numerele la 4 sunt de forma 5B plus 1. Și înlocuim acolo. Și acum îmi permit să înlocuiesc. Da, să vă șterg ca să înlocuim. Da. De aici, profesor, că acum știm ce trebuie să scriem. Da. După aceea are dată de un exercițiu foarte frumos, care nu a zis că trebuie făcut și trebuie neapărat să ne explica totul. Am înțeles, o facem bine. Da. Deci... de fapt, îmi ține, dar trebuie să-i explic, să-i explica de noastră copilul. Am înțeles.
foarte tare. Faptul că nu se divide la 5 înseamnă că numele toate sunt deformate. Deci hai să le zicem așa. X1, X2, X500. Șirul ăsta e de numere natural. Faptul că XI nu se divide la 5 echivale cu aceea de a fi spus că toți XI sunt de forma 5 KI, 5 KI plus resturile, care restul sunt numere, iar I, resturile, sunt numerele din formă, din mulțimea 1, 2, 3 și 4. Și atunci, XI la 4-a, cifra unităților, hai să spun, XI, da, XI la 4-a, se scrie ca 15, ați văzut, nu? 15 plus 1, am demonstrat, am da, citat, da, da. 15 plus 1. Deci am pus acum, dacă vreți, sinteza întregii activități de până acum. Deci toate numerele care nu sunt divizibile la 5, au restul de 1, 2, 3 sau 4. Și am demonstrat că x la 4 sunt multiple de 4 plus 1. Corect. Lucru de 5. Lucru de 5. Da. Multiple de 5 plus 1. Ce lucru? Acum, n ăsta, după calcul, devine 2 pe lângă. 2 pe lângă. Primul x1, deci 5 pe 1. Plus 1. Plus 1. La 4. Înseamnă mai mult la 4? Nu, 5 pe 1 plus 1. Da. Plus 5. Plus 2 ori 5. Plus 2 ori 5. 2. Ori 5 pe 2. 2 ori 5 pe 2 plus 2. Plus 2. Plus 2, da? Da. Plus 3 ori. Plus 3. Stai puțin, ori 5 pe 3. 3. Plus 3. Plus 3. Da? Da, plus 3. Plus puncte, puncte. Plus 500 ori 5 pe indice 500 ori plus 500 plus 500 nu mai se pare de plus 500, da? Nu mai se pare de două. Am și desfăcut. Da, am și desfăcut. Hai să facem și acolo. Și egal mai departe cu 2 pe lângă 5 pe 1, 5 pe 2, 5 pe 3 și am mai departe 5. Da, 5 pe 1 plus 2 pe 2. Plus, sau cum, domnul 5 de la ăștia, dar de 5, pot să scot un 5 în factor român. Deci am să spun așa. 5 pe lângă, pe 1, plus 2 pe 2. Corect. Plus 2 pe 2, plus 3 pe 3. Da. Plus și așa mai departe, plus puncte, puncte. Topii, m-ați înțeles că am scos un 5 de la ăștia în factor, da? Plus puncte, puncte, plus 500, ori 5 ori pe 500. Păi a scos un 5. A, l-a scos. Da, corect, 5 corect, corect. Asta, da, 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 gata. Închid paranteza aici și plus suma. Ia uitați-vă copii. 1 plus 2 plus 3. Adică mai sunt mărta. 5 este 1, adică scrie 250 pe 2. Da. Pe 2. Eu sunt și pun o paranteză de asta. Ia uitați-vă copii. Așa se sumă aici. O știm, o putem face imediat. Da. Da. Și face egal cu 2. Pe lângă. Pe lângă. 5 ori... Pe ori m. A, luată cu m. 5 ori m. Plus, face suma aia, nu? Da, pot să vă spun eu cum face suma plus. Face 125.250. Da. Primul plus ultimul, adică zic, 500 de 1. 501 ori 500 supra 250. Da. Ce înseamnă așa? Și mă opresc aici. Eu v-am spus și că da. Și sunt un 5 în factor. Și sunt 5 dar mi-i trebuia, da. Și face 2 ori 5. Cât ăsta mi-i trebuia? Pe lângă. Și paranteza aia. Plus. Plus, v-am scos pe 5, domn profesor. 5 din 250 să-l scoate. 501 ori 50. 501 ori 50. 50. La revedere. Și asta înseamnă divizibil la 5. Dar ne-au băgat 500 ca să ne omoare. Da. Putea să ne luați în altfel vreo 4, 5 exact. Numere. Exact. 7 numere.
exact. Are nada loc, nada importanță. Miezul problemei unde este? Aici, la restul. Să aflăm. Și după ce găsim resturile și vedem de ce formă sunt astea care nu se împart la 5, la 5 facem să le găsim pe cinele X-ul la 4. Exact. Ce se împart? Asta. Asta. În toată filozofia a fost spus. La 15 plus 1. Și când le adună acolo, să-i dea un număr când le adună pe cele 1 plus 2 plus 3 plus 4, un multiplu de 5. Corect. Se putea opri la primul multiplu de 5, care înseamnă 1 plus 2 plus 3... Până la 5 chiar. Chiar și mai puțin, plus 4. Plus 4, nu? Era 2 plus 5. Plus 2 plus 5. 10. Deci 4 numere. 4 numere. Dar ca să ne sperie, s-au dus la 500 de numere, ca să zic, băi, dar să vadeți, muncesc acolo și... Dar el a fost gândit un exercițiu pe un model mai mic. Normal. Deci dacă nu demaram un exercițiu, ne puteam gândi și la modelul ăsta. Hai să mergem cu un număr mai mic. Da, numere mai mic. 5 numere, să zicem. Cum facem noi? Da. Experiența asta pe care am câștigat-o, aceea de a privi un număr mai mic de numere, este esențială. Că de foarte multe ori în exercițiile acestea, ne-a ajutat foarte mult. Autorul îți dă niște lucruri care ne sper. Domnul Căzăștea, pe fiind numele neapărat să-i explicați acolo. David e și la copiii. Dar cât ai o numele? Păi cât? Și ca să vă păreați. Să plecați, pardon. Da. Dar ce vreau să vă mai sunt 7 minute. 7 minute, s-a făcut. Dăm simulare! A este cuprins între 3,2 și 7,2. 3,2 și 7,2. Și 7,2. Și B este cuprins între 1,3 și 3,7. 1,3 și 3,7. Atunci determinați între ce numere este cuprinsă expresia. Atunci expresia E de A și B. Este o expresie A și B. Da? Da. Da. Între ce numere se cuprind? Da. Și avem a la 2 plus de la 2. Egal cu a la 2 plus de la 2. Între cine și cine este cuprins? Cuprins. Deci, e de a B, e cuprinsă între stânga și de a B. Minoran și major. De-asta spuneți, n-avei exercițiile astea, n-avei. Aveți chestii foarte interesante. Avea? Paul? Paul, poate să fie cuprins între 3 la 2 și 7 la 2. Păi da, între 3 la 2 și 7 la 2. De-asta, uitați, tot la 2. Da. Unii tot la 2 ați foarte. Nu, adică la 2, la 2 și la 2. N-am putea să... Păi au unii tot nu sunt ultimul. Au de la 3,21. Până la 7,21. 3,21. De ce este 3,21? Da, 3,21 este mai mare decât 3,20. Da, 3,3 e acolo. Nu, 3,2 e acolo. Păi da, dacă au, el spune de A. Așa. Păi au. Și atunci la 3,21. Da, deci nu la 3,21 cu vigilă. Dar nu... Da, dar eu vreau de la 3,2001. Și tot ne gândim, David. Dar că totuși... Nu zis natural. Nu zis... Zecimale. Exact. Da. Păi dacă e A la 2, poate fi 4, 5 și 6. Dar de ce? Nu spus natural. Nu natural. A,